demonstrează că, în ciuda greutăților, reușesc să își atingă scopurile. Este povestea a doi tineri care, deși se află în scaun cu rotile, și-au găsit un loc de muncă. Tinerii spun că le-a fost greu, au primit multe refuzuri, dar într-un final au reușit. Totuși, accesibilitatea în instituțiile publice rămâne în continuare o problemă serioasă pentru persoanele cu nevoi speciale. Olimp Ilievici are 28 de ani și este dependent de un scaun cu rotile. Cu sprijinul asociației Motivație a închiriat un spațiu în cadrul Agenției Servicii Publice, unde deja de 3 ani face xerocopii la documente. De la început a venit ca o idee, ca o încercare. La început îmi părea ceva plictisitor, dar pe urmă am început să fac cunoștință cu oameni frumoși care m-au plăcut. Vin la lucru cu bucurie, cu energie, povestește Olimp Ilievici. Și este din Criulene, a dorit să trăiască în capitală. La început i-a fost greu să-și găsească un job, dar și chirie. Foarte multe companii m-au refuzat. A fost un pic dificil, dar nu am dat mâinile în jos. Nu m-am descurajat. Plus, trăiesc la gazdă că trebuie să-mi caut o gazdă accesibilă ca să pot intra ușor, să ies și tot așa foarte mulți proprietari mă refuzau, își amintește tânărul. Olimp Ilievici își dorește să se căsătorească și are un îndemn pentru persoanele cu nevoi speciale. Eu vreau să-i îndemn în primul rând să nu dea mâinile în jos și dacă a încercat ceva și nu s-a primit, să nu se descurajeze, spune tânărul antreprenor. Iar Eleonora Verdeș, o tânără de 29 de ani în scaun rulant, este profesoară la gimnaziul din satul Izbiște, raionul Criuleni. Ea învață copiii să confecționeze diferite lucrări handmade. Eleonora spune că greu și-a găsit un loc de muncă. Lucrez deja de 6 ani în calitate de profesoară. A fost foarte greu pentru o persoană cu dizabilități. Este foarte greu să-și găsească un loc de muncă, pentru că fiecare angajator se teme să nu aibă grijă asta, să ofere accesibilitate, să ofere condiții, suport și așa mai departe. Cu copiii, la fel, învățăm să croșetăm, să brodăm cu biser, cu ață, povestește Leonora. Cea mai mare provocare este deplasarea către serviciu, spune profesoara. Cea mai mare dificultate pentru o persoană în scaunul cu rotile este accesibilitatea, pentru că este foarte, foarte puțin accesibil pentru noi. Nu sunt rampe, drumuri inaccesibile, transportul inaccesibil. Sunt foarte multe lucruri care pe noi ne închid între patru pereți, menționează Eleonora, relatează Moldova 1.Moldova.